Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În octombrie, scorpionii ar trebui să iau o poziție de viață activă, astfel încât să-și susțină și, și să-și deschidă viața personală și activitățile sociale. Un exces de energie poate crea o furtună în mediul tău. Acum ești foarte puternică mental și vei putea rezista oricărei furtuni în calea ta. Nu te abate de la obiectivele tale, bazează-te pe vocea ta interioară și nu pe conversații cu numeroși consilieri de ocazie. În general, octombrie este un moment bun pentru a aborda diverse probleme organizaționale, mai ales când vine vorba de antreprenori și lideri, dar angajații Scorpion în această lună își pot muta atenția către viața personală, familie, evenimente de acasă, dragoste începutul lunii poate fi scandalos, mai ales pentru scorpionii singuri. Poate să apară o clarificare a relațiilor cu sexul opus. Pot fi lupte cu foștii iubiți. În a doua decada a lunii, vei fi atrasă de societatea zgomotoasă. Un astfel de zel te va ajuta să cunoști oameni interesanți care s-ar putea să devină foarte apropiați de tine. Poți fi sigură că o astfel de relație va fi imediat reciprocă. Scorpionii cu familie vor rezolva lucrurile cu sufletul lor pereche. Ești prea asertivă și poți enerva pe oricine. Fii atentă la afirmațiile tale, altfel nu vei evita o ceartă majoră cu o împăcare îndelungată. De la mijlocul lunii, capacitatea scorpionilor de a trezi interesul pentru o cauză comună la un partener va juca un rol decisiv. Cele mai de succes vor fi relațiile cu opinii similare ale partenerilor asupra vieții. Sănătatea. Scorpionii vor fi plini de putere și energie între 1 și 12 octombrie. Funcțiile protectoare ale corpului tău vor fi la cote maxime. Acesta este momentul potrivit pentru a călători. Dacă ai probleme psihosomatice, încearcă să contactezi un psihoterapeut în prima decadă a lunii. Rezultatul tratamentului nu te va face să aștepți. A doua decada lunii octombrie este completă nepotrivită pentru procedurile cosmetice și anti-îmbătrânire. Acum riști să ajungi la un specialist zilab calificat sau să te confrunți cu o serie de complicații după procedură. Refuzul sportului și le ne pot avea un efect negativ asupra corpului tău, riști să câștigi kilograme în plus. Dacă vrei să fii în formă, atunci găsește ceva pe placul tău, poate fi ciclism yoga și multe altele. Banii, la începutul lunii, vei fi energică și activă. Dorința de a acumula mai mulți bani te va împinge să atingi noi înălțimi în carieră, dar nu ar trebui să-ți asumi mai multe proiecte deodată, altfel le vei eșua pe toate. Nu intra în panică prea tare, pentru că mai aproape de a doua decadă va veni primirea fondurilor. Trebuie să lucrezi la pedanteria și acuratețea exprimării. Acțiunile excesive îți pot afecta negativ programul, riști să obosești repede dacă nu faci totul din timp și pe rând, încearcă să nu ai încredere în nimeni cu informații importante, s-ar putea să fie mulți oameni în jurul tău care te vor invidia deschis, profită de weekend pentru a lua o pauză de la echipată de lucru, situația nervoasă se va atenua spre sfârșitul lunii. Antreprenorii individuali ar trebui să aloce mai multă timp afacerilor. În jurul tău sunt mulți oameni cu scopuri egoiste. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!